Știți că de multe ori în comunicare ne mai cenzurăm pentru a nu spune lucrurilor pe nume, așa că următoarea poezie se numește Vorba aia de Ion Pribiagu. La numai 15 ani șori, aveam o creștere aleasă. În pension făceam furori, dar eram tare rușinoasă. Și când cu Nicușor vorbeam, mi-ardeau obrajii ca văpaia ți minte cât de mult roșeam când îmi spunea de vorba aia? Într-o duminică, fiind cald și cum văzduhul sta să fiarbă, m-am dus la gârlă să mă scald și mi-am pus hainele pe iarbă. Dar nicușor sta în iarbă strâns și mă privea cum făceam baia, mi-a fost rușine și am plâns, fiindcă-mi văzuse vorba aia. Prin cișmigiu, cu pas grăbit, de la pension mergeam spre casă. Și un ofițer m-a urmărit, spunându-mi dulce, încă frumoasă. M-am rușinat și am spus mersi și ca să nu mă puce ploaia, m-am dus la el acasă și s-a întâmplat și în vorba aia. Deși sunt rușinoasă rău, de toți băieții sunt curtată, și aleargă în urma mea mereu aproape capitala toată. Și în timpul verii, deseori, sunt la Constanța sau Mamaia. Petrec din noapte până în zori că mult îmi place vorba aia. Zadarnic, muritor, sărman, vrei să găsești a vieții cheie. Popescu scrie un roman fiindcă iubește o femeie. Aseară s-a împușcat bebe aflând că l-a înșelat Anglaia și toate astea pentru ce? Ah, numai pentru vorba aia.